Bine te-am găsit sau regăsit pe Polka la România! În acest video voi discuta despre Bifrost Finance și ce au de oferit. Bifrost Finance este un parachain pe Kusama și Polkadot și a fost fondat în 2019. Bifrost ne oferă o platformă de finanțare descentralizată sau DeFi pe scurt. Ei practic sunt a patra platformă de pe Polkadot care oferă DeFi. De asemenea și lichiditate prin staking și vom discuta despre asta un pic mai târziu în video. Bifrost oferă derivative financiare prin diverse scenarii, precum prin staking sau miză și chiar și prin participarea la licitațiile de pe Polkadot sau Kusama, prin platforma lor. De fiecare dată când particip la o licitație prin platforma Bifrost, trebuie să-ți teleportezi DOT sau KSM pe parachainul rețelei respective, iar imediat după contribuție generezi un jeton numit VKSM sau VDOT, care este la paritate 1:1 cu criptomoneda originală. Diferența este că în loc să-ți blochezi DOT-ul pe 22 de luni sau KSM-ul pe 11 luni, care este perioada chiriilor oricărui parachain, poți să-ți utilizezi această variantă lichidă pentru a miza și a genera dividende sau pur și simplu pentru a vinde-o pe alte criptomonede, chiar pe DOT sau KSM original, după care să participi la alte licitații, doar că din păcate nu e totul așa roz cum pare. VKSM și VDOT au o lichiditate limitată pe platformă, pentru că totul depinde de ce cantitate de lichiditate a fost introdusă în acele bazine pentru perechele VKSM sau KSM sau VDOT și DOT. Așadar, după un timp ajungi să primești jumătate de DOT sau jumătate de KSM pentru un VKSM sau un VDOT. Acum sper că înțelegi și cum funcționează. Derivatele ne oferă următoarele beneficii: participarea la guvernanță, utilizarea cross-chain, descentralizare și faptul că nu putem fi lichiditați datorită mecanismului care se asigură că mereu se generează jetoane la paritate 1:1 cu cel original, pe care îl putem utiliza pentru trading, pentru împrumut și pentru a oferi lichiditate. Aici putem vedea cum arată aplicația Bifrost și cum e pe partea stângă, putem accesa acolo diverse funcționalități. Voi reveni și cu un tutorial video despre cum funcționează aplicația Bifrost, dar după cum putem vedea, ni se oferă opțiunea de a face schimbul dintre una din derivatele care se generează când mizăm cu KSM, numită VSKSM. Acum să discutăm și despre economia lui Bifrost Finance, mai exact criptomoneda pe care o utilizează aceste parachainuri de pe Kusama și Polkadot, se numește BNC și va avea un total de 80 de milioane de monede. BNC a început pe Kusama, dar după ce echipa au câștigat una din licitațiile de pe Polkadot, au decis să facă criptomoneda împărțită între cele două ecosisteme. Păcate, nu există încă un pod de conectare între Kusama și Polkadot, în funcție de când te uiți la acest video. Este posibil că deja să fie creat și să se poată teleporta criptomonedele de pe un ecosistem în altul. Uitându-ne la alocarea criptomonedei BNC aici, ne cam doare capul când vedem ce deblocări agresive au. Ai pe capul meu! Echipa primește deblocări în fiecare lună, pentru că deja au trecut 6 luni de la crearea criptomonedei, dar nu echipa e problema, ci investitorii de la primele două runde. Pe lângă că primiseră 25% de monede în prima zi după crearea criptomonedei, li s-au deblocat și încă li se mai deblochează în fiecare zi 0,25% din sacul ăla mare, de 4,8 milioane celor din prima rundă și 3,2 milioane celor din a doua rundă. Fix aceeași problemă o vedem și la cei care au participat la runda strategică și cea privată. Adică, ca să ți-o zic mai direct, ne-au hrănit la balene ăștia, frate. Dacă încă mai ești aici și nu te-ai speriat când ai văzut ce dezastru e economia, poți găsi parachainurile Bifrost de pe Kusama și de pe Polkadot chiar în portofelul Polkadot, unele am selectat pentru a putea vedea unde să-ți trimiți criptomonedele. Mi-e și rușine să-ți mai arăt câte criptomonede sunt în circulație, dar știi că trebuie să o fac. 16.700.000, adică 21% din total. Imaginează-ți că în stilul în care se deblochează, unde va ajunge, dar dacă ești interesat sau interesată, unde poți găsi criptomoneda BNC se găsește pe Kraken, KuCoin Gate și Karura Swap pentru varianta de pe Kusama direct din portofelul tău și chiar și din aplicația lor de pe Bifrost dacă ai KSM. Acum să ne uităm la echipă. Bifrost îl au pe CEO pe Lorpis Wang și din nefericire și-au scos echipa de pe pagina web, așa că a trebuit să-l caut pe Google. Stau și mă întreb, de ce atâta secretism? În mod normal, orice proiect decent își expune echipa pe pagina oficială ca să vadă omul, nu?
De asemenea, putem vedea restul echipei pe pagina de LinkedIn dacă dăm o căutare pentru Bifrost Finance și vedem că sunt 13 persoane care lucrează pentru ei și probabil mulți alții care nu s-au asociați pe LinkedIn și mișcă lucrurile pe la spate ca majoritatea echipelor din spațiul cripto datorită lipsei de regulament. Dacă ne uităm pe roadmap sau planul pe termen lung, vedem că momentan se lucrează în a crea canalul de conectare între Kusama și Polkadot, dar și canalul de conectare între mașina virtuală Ethereum și Substrate pentru a aduce criptomonede de pe Ethereum, pe Polkadot și Kusama. Echipa lucrează la un kit de dezvoltare pentru programatori, pentru mașina virtuală Ethereum și Wasm. Partea interesantă este că în dreapta putem vedea cum echipa plănuiește să conecteze Polygon, Near Protocol, dar și Binance Smart Chain. Deci lucru bun este că vor să atragă cât mai multă lichiditate pe Bifrost de pe alte blockchain-uri. Asta dacă vor supraviețui acestei piețe dure și faptul că au aceste deblocări agresive, după cum am văzut. De parcă nu ți-am dat destulă durere de cap, văzând cât de des își primesc criptomonedele investitorii, mai vedem și ce listă lungă de investitori au, dintre care Hypersphere, cu conexii foarte mari la multe proiecte din ecosistemul Polkadot, dar și pe Ethereum. Singura entitate pozitivă de pe această listă este fundația Web3, care doar i-au ajutat cu fonduri fără a primi nimic la schimb. Dacă dorești să-i urmărești pe cei de la Bifrost pe Twitter pentru a fi la curent cu toate actualizările, o poți face pe pagina lor de Twitter, arond Bifrost / Finance. Și nu uita că poți accesa pagina web în descrierea acestui video. Acesta a fost tot, îți mulțumesc încă o dată că ai urmărit acest video despre Bifrost Finance și sper că ți-a fost util. Nu uita să ne dai un like pentru a ajuta algoritmul sau să te subscrii pe acest canal dacă n-ai făcut-o deja și să ne urmărești pe Twitter, dar chiar și pe Telegram. Ambele link-uri pot fi găsite în comentariul fix de sub video, dar și în descriere. Ne revedem în următorul video!